Bună și bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi vom vorbi despre cartea Sweet Little Lies, care este volumul al treilea din seria Angel Sands și, cum am zis, sunt volume stand-alone, puteți să le citiți separat sau puteți să le citiți împreună. Puteți să le citiți și separat, doar că unele personaje sunt reamintite în aceste volume și probabil nu veți ști cine sunt, ca să zicem așa. Da, cartea are 4 steluțe din partea mea, i-am dat 4 steluțe, cartea are 4 steluțe, i-am dat eu 4 steluțe, că probabil cartea are mult mai multe. Are 306 pagini și este povestea, ce vedeți, tot a două personaje, un bărbat și o femeie. Este povestea lui Aiden, care este conviețuitor acelui sat, adică acolo a locuit și acolo s-a dezvoltat și așa mai departe, și este proprietarul noului resort care se află în exteriorul Angel Sands și care va fi un resort cu o pârtie de schi și multe alte lucruri. Deci este un resort nou care aduce foarte mulți și oportunitate de joburi și foarte mulți turiști în acel sătuc. Și povestea lui Brooke, care este o mamă singură cu un băiețel foarte drăguț, pe care am uitat cum îl cheamă, pentru că dă ce să vezi, dar în fine, copilul nu e important tare mult în această poveste până la un punct. Și ea este voluntară la adăpostul de câini și în același timp face și o facultate ca să devină asistentă la acel adăpost de câini, pisici și restul animalelor. Și cei doi cum se întâlnesc? Întâmplarea face că acesta sună la adăpost și spune că are un câine pe șantier acolo la noul resort pe care îl deschide, hotel și așa mai departe, resort, da, că resort e mai mult decât un hotel. Și sună la adăpost și spune că are nevoie de cineva care să vină să prindă acel câine și să-l ia, pentru că, na, sunt utilaje grele, sunt gropi, sunt cabluri, sunt chestii, trestii și așa mai departe și nu vrea ca câinele să se rănească. Și înghiciți cine se duce să culeagă câinele, ca să zic așa. Se duce și culege câinele, după cum vă imaginați, Brooke, doar că întâmplarea face că aceasta a rămas puțin șocată de cine a sunat, în sensul că ea îl știa pe Aiden, dar îl știa din cauza că era fratele, din cauza fratelui lui, nu din cauza lui Aiden, din câte țin eu minte. Și aceasta sună la aceasta, ia câinele, îi spune că tot va fi ok, se duce cu el la veterinar, are grijă de dânsul, îi face rază, îl dă spre adopție și așa mai departe. Acesta cumva începe să aibă o conversație cu dânsa datorită acelui câine, ca să zicem. O invită pe șantier, îi arată lucrările, încep să decurgă lucrurile cât de cât drăguț între ei. Acesta află că aceasta are o, adică acesta, Aiden află că Brooke are un băiețel și este puțin luat prin surprindere, pentru că aceasta a omis să-i spună lucrul ăsta, că, na, știi, eu sunt mamă și am un băiat. Îi spune despre viața ei, doar că lasă, ca să zicem așa, adevărul despre cine este tatăl copilului, îl lasă ascuns, nu vrea să îl afle. Prietenele ei erau, când ai să-i spui omului cine este de fapt tatăl copilului, și nu, n-am să vă zic cine este tatăl copilului, vă las pe voi să aflați, dar întâmplarea face că într-un final, trecând prin multe lucruri, bine, ei au trecut prin mai multe, nu vă dați seama că nu, gata, m-am plăcut și m-am și luat, întâmplarea face că într-un final acesta află de cine este tatăl copilului și este puțin intrigat. Și de acolo, ca să ținem videourile mai scurte, să vă uitați mai mult la ele, lucrurile încep să devină din ce în ce mai ok și să se ducă pe făgașul normal, ce să vedeți. Dar, da,
cum ar veni, Aiden îl întâlnește și pe băiețel, joacă fotbal cu dânsul, începe să aibă o relație destul de bună cu dânsul, asta înainte să afle cine este tatăl lui. Și se pare că este un puști, ca să zic așa, să-l citesc pe dânsul, este un puști foarte, foarte ok și foarte de treabă. Relația lor este puțin platonică la început, în sensul că, hei, știi, dacă vrei poți să te întâlnești cu altcineva sau chestii de genul, nu, gata, mă și căsătoresc cu tine, dar într-un final cineva devine gelos și mai degrabă Aiden devine gelos decât Brooke. Aceasta își termină și facultatea, devine într-un final asistentă acolo la acel cabinet veterinar, deși medicul cu care lucra i-a zis din start că ea este oricum angajată și va rămâne angajată cu facultate sau fără facultate pentru că știe meserie. Și da, cum am spus, i-am dat 4 steluțe acestei cărți, a fost destul de ok, este o carte stand-alone, puteți să o citiți sau puteți să citiți toată seria. Și da, este a treia carte. Sweet Little Lies, da? A treia carte din această serie. Cam asta este tot. Sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. V-am pupat!